Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte tare. Să vorbim din nou de Maria și Ștefan, care văd că au ajuns la sentimente mai bune. Da, normal, dorința de a câștiga e mai puternică decât orice, decât crizele de nervi și toate alea, vorbele urâte care i le-a spus. Doamna Iuliana e fericită și ea vrea premiu ca fiecare, e normal să vrei, chiar cred că ei se potrivesc, amândoi cred asta. Doar că expresia feței lor, a ochilor, nu reflectă vorbele lor. Poți să faci declarații, am mai spus, poți să faci declarații cât vrei, degeaba. Nu se vede, nu se vede nimic pe fața lor. Ei vorbesc ca și cum ar citi pe o carte. Chiar am văzut-o pe ea. Te iubesc, vreau să petrec restul vieții cu tine. Ce costă? Nu așa să faci o declarație, dar decât deloc. Iar Maria, ca să-i dovedească că îl iubește, s-a dus la cameră și a cerut la producție o noapte cu Ștefan, că simte nevoia să doarmă cu el. Ați văzut că a cerut și Iuliana cu Vlad și dacă n-a votat casa, nu s-a aprobat. Dar de data asta casa toți au votat cu speranța că și ei o să aibă nevoie de acest vot și atunci normal că nu o să voteze nimeni dacă nici ei nu au votat. Cum a pățit Iuliana cu Vlad. Așa că au petrecut o noapte împreună. Bineînțeles, cu camere, cu toate, au fost chiar liniștiți. Ștefan chiar era jenat că a doua zi în live s-a uitat mama lui, dar asta face parte din acest program, din acest concurs, cum vreți să-i spuneți, Mireasa. Elena și Valentin stau de vorbă. Stau de vorbă, știți că el a câștigat task-ul acela cu mâncatul burgerilor. Au ieșit în oraș, au mâncat ce au făcut, dar nu burgeri și nici nimica de genul ăsta, chiar au spus. Ea este cam îndoită așa, adică nu are 100% încredere în el, nu are, și zicea că n-ar vrea să sufere în caz că se îndrăgostește de el, pentru că îndrăgostit nu-i nici care, și asta se vede, și n-ar vrea să sufere. Apoi a intrat în direct prietenul ei, David, și spunea că ea nu știe nimic despre el, să-l mai întrebe. Am văzut că ei nu au curiozitatea asta, nu se întreabă unii de alții nimica. Chiar n-am înțeles de ce, pentru că sunt alte cupluri care vor să știe chiar de la început foarte mult, ei nu vor. Da. Păi dacă nu întreabă, n-are de unde să știe. Am înțeles că ea ar fi făcut video chat. Eu nu, foarte puțin știu despre asta. Putea să fi făcut. Adică nu sunt pentru video chat, dar n-am nimic împotriva cărora fac această meserie, pentru că, sau ce o fi, hobby. Aia e fix problema lor. Dacă ei se simt bine, cum am citit undeva că ar fi zis Elena, că ea se simte împlinită și că normal că și câștigă. Eu n-am nimic împotrivă, nici nu promovez, nu. Am impresia, adică nu, cred, eu cred că e tot o formă de pornografie și sunt total împotriva așa ceva. Pentru mine pornografie e un fel de decădere, adică nu te respecti pe tine dacă faci așa ceva, dar fiecare e liber, trăim într-o lume liberă, fiecare face ce vrea, mai ales cu propriul corp. Albert și Laura stăteau de vorbă, bineînțeles, acum că sunt în cuplu. Ea spunea că nu-i prea place că el nu e implicat în relație 100%. Păi îl cunoaște până să facă un cuplu, îl cunoștea, știe că el nu se implică. Am văzut că au discutat și de viitor, dar a fost întrebat la capricii de Raluca Preda. Dacă au făcut, el mai ales, cuplu cu ea, dacă a făcut doar de frica eliminării, și eu cred asta, dar el a spus nu, că s-a gândit dinainte, nu, că a mai fost propus la eliminare, a mai fost, dar el a fost mereu în top, așa că nu, acum putea să fie eliminat pentru că nu mai a fost protejat prima dată, da, acum nu mai, chiar dacă era în top.
Sigur, Albert a făcut cuplu cu Laura de Fricăile Mirele. Am zis că a strigat-o Lauro și nu i-a plăcut. Nu i-a plăcut, chiar i-a tras atenția să nu mai strige Lauro. Iar ea zicea, păi, tu ai făcut cuplu cu mine doar că n-ai mai avut altă opțiune, pentru că nu mai intră nimeni, vă dați seama. Cine să mai intre acum pe ultima 100 de metri? Nu mai au concurenți. Deja fac castingul pentru sezonul 10. Cine să mai intre acum fără niciun fel de șansă? Pentru ce? El stătea și când a auzit că ce i-a zis, ea zicea, stai liniștită, nu mai gânde negativ, pentru că știe el ce face, Miramaș. Miramaș se știe ce face. Și chiar că râd acum, chiar vă ziceau că or să se mute împreună la București, să mute împreună la București, că el poate să găsească acolo de muncă, de muncă. Ea zicea că vrea să lucreze cu, cum lucrează toți în domeniul beauty, cum zic ei. Dar cum a sugestionat și Albert, cel mai bine să se bucure de moment, pentru că această clipă de față contează, nu contează nimic altceva. El nici nu plănuiește ce să plănuiască el. Chiar nu l-aș vedea mutându-se cu ea la București, dar mai știi, poate avem o surpriză. Chiar spunea Laura că ea e o fire deschisă și că nu vrea să-l sufoce, să fie tot grămadă pe el. Asta s-a observat. Simona Gherghe a făcut un anunț, pentru că a spus chiar de la începutul emisiunii că o să fac acest anunț. Miercuri seară, astăzi, pe la 11, așa, 11-12, o să aibă loc task-ul cabinei telefonice, cel mai greu task. Nu sunt de acord cu acest task, asta e tortură, după părerea mea. Le-a explicat celor care nu știau, dar cred că erau și care știau. Chiar arăta niște secvență cu Antonio, care a și câștigat, dar n-a câștigat nimic până la urmă, pentru că a fost foarte nehotărât. Ba, a avut o fată din staff, a fost nehotărât, așa că n-au câștigat absolut nimic, dar oricum a fost câștigător, câștigătorul task-ului. Și le-a spus că e umed pe afară, că a plouat, să se îmbrace comod, să se încalțe comod, să nu bea prea multă apă, să nu mănânce prea mult, că odată ieși din cabină, chiar dacă o să aibă nevoie la toaletă, nu se mai poate întoarce. Și în cabină nu se intre toți. Nu se intre toți pentru că nu au cum. Așa că să fie atent la start, să alerge repede, să fie, să se ține bine pe picioare, aș spune eu, pentru că e permis orice, dar că ați văzut celelalte task-uri, cum se împingeau. Noi n-am avut asta, n-am avut. Chiar mă bucur că n-am avut noi. Am avut altfel de task-uri, de asta nu l-am avut. Iar ceva nou, spunea că în cabina telefonică este un telefon și, bineînțeles, când sună nu trebuie să se repeadă toți, o să, producția o să-i atenționeze care o să răspundă și care nu. Și o să aibă la dispoziție personal medical care, dacă au nevoie, să-i hidrateze așa din când în când. Sunt foarte curioasă ce vor face, care vor intra. Chiar dădea exemplu, cuplurile sunt cele mai interesante, nu? Adriana, care e singură, că doar ea mai e singură, da, doar ea mai e singură. Și pe lista de eliminare, împreună cu Albert. Iar cine va câștiga o să aibă o noapte la hotel, la munte undeva, vedeți? Merită să șadă câteva ore în cabina telefonică, dar vom urmări și vom vedea. Cam asta am avut despre concurenții noștri. Vă doresc în continuare o după masă plăcută și la revedere!